Dragilor, ați fost extrem de interesate de felul în care am rezolvat eu problema manicurii, pentru că știți foarte bine că am o alergie foarte, foarte urâtă și aproximativ 7-8 luni am stat fără manicură până când unghiuțele mele s-au reparat așa pe cale naturală. Între timp însă, industria s-a dezvoltat și a apărut această ojă, Hema Free. Ce înseamnă? Înseamnă că în ojă nu se mai găsesc metacrilații. Metacrilații sunt cei care de obicei, ne dau alergiile și cel puțin în cazul meu așa este pentru că eu chiar am fost la medic și mi-am pus plasturi aceia pe spate și am descoperit că sunt alergică la acrilați. Ideea este că și dacă ojele nu conțin metacrilați, este bine să le testați și să faceți un testing de 24 de ore și am să-l fac eu pentru voi. Îmi plac mult de tot forfecuțele astea pentru că în primul rând au această acest capac de protecție. Este momentul să tăiem bine, bine cuticula și să curățăm unghia. Dacă am putea să o tăiem dintr-o singură fâșie, ar fi bine. Eu nu prea am cuticulă. Acum pregătim patul unghial ca să putem să aplicăm oja, pentru că nu trebuie să fie lucios. Curățăm bine cu o pensulă să nu rămână praf de pilitură și e momentul să folosim acest produs. Dar aplicat pe toată unghia. Prima dată și prima dată pe unghie dăm cu o bază. Aceasta este baza hemafree și dacă sunteți alergică, ar fi bine să folosiți doar produse Hemafri, pentru că doar acestea vă protejează. A venit momentul să băgăm și lampa în folosință. După ce am așezat baza pe unghie, hai să alegem culoarea. Acum, pentru că fac doar un test astăzi, să văd dacă nu sunt alergică la aceste oje hema Free, Cred că am să folosesc acest bej ca să nu mă deranjeze, să pot să uh, apar și la televizor și să nu zică lumea că mi-am făcut o singură unghie. Așa că să începem. Oja s-a uscat, dar obligatoriu trebuie să dăm la sfârșit și uh, topul. Și acesta este Hema Free. Hai să-l vedem. și băgăm mâna în lampă. Am încheiat procedura, așa arată unghia mea de test. Voi aștepta 24 de ore ca să văd dacă nu cumva mi apare vreo alergie și după aceea îmi voi face toată manicura. Abia aștept! Au trecut așadar 24 de ore, 24 de ore în care efectiv am și uitat că mi-am făcut acest test pentru că nu am avut niciun fel de reacție, nu am resimțit mâncărime, nu mi s-a inflamat unghia, nu am simțit absolut nimic. Ceea ce înseamnă că sunt liberă la a-mi face unghiile cu aceste oje. Vi le mai arăt o dată. Să-mi spuneți voi, deci am mov, am bleul acesta verde smarald roșu mi-e dor de un roșu cum nu vreți să știți dar în același timp mi-e dor și de un alb astea sunt culorile pe care mi le-am achiziționat eu și evident și uh, variantele de bază și uh, de top uh, dar ce-mi place mult de tot la aceste oje este că nu au decât 10 ml ceea ce înseamnă că Pot să scumper mai multe culori, pentru că au și ele un termen de garanție, evident. Nu știu dacă știți, dar aceste trei culori, mă rog, o culoare și două non-culori, sunt cele mai uzitate uh, OJ pentru manicură. Și din astea trei aș vrea să aleg și eu. Ajutați-mă! Alb, negru sau roșu.